Salut! Sunt Robert și astăzi facem o delicioasă și foarte ușoară tartă sau plăcintă, mai bine zis, grecească cu foi de plăcintă. O să facem rețeta asta de plăcintă care e foarte ușoară și o să vedeți foarte iertătoare. Dacă sunteți mai la început sau nu vă pricepeți așa de bine, e o rețetă foarte bună să începeți. Am decongelat un pachet de foi din astea subțiri de plăcintă și din tot pachetul o să folosim vreo 7-8 foi, să zic. Și am topit 100 de grame de unt și am aici niște scorțișoară și o să ungem un pic. Luăm câte o foaie din pachet și ungem puțin cu unt. Nu trebuie să puneți extraordinar de mult unt. Rețeta asta e bună și eu tot timpul am probleme cu foile astea de plăcintă, că mi se rup, se găuresc și așa mai departe și cu rețeta asta nu contează așa de mult, pentru că oricum o să vedeți le șifonăm. Deci ungem un pic unt și pudrăm un pic cu scorțișoară, asta e opțional. Și pe urmă facem foaia asta ca un acordeon. Așa. Și încercăm să o rulăm într-un cuib. Am aici o formă de 23 de centimetri de sticlă pe care o să ung și pe ea puțin cu unt. Și o să pun cuibul ăsta în mijlocul formei. Nu trebuie să fie foarte strâns. E ok să fie puțin mai larg strânsă foaia asta de plăcintă. Și acum o să continuăm cu câte o foaie și o să punem de jur împrejur până umplem toată tava. Așa cum am zis, vreo 7-8 foi o să încap în forma asta. Dacă nu aveți o formă din asta de sticlă, puteți să folosiți și o formă de tort cu arc, de exemplu, sau... Da, astea cu sticlă sunt foarte bune pentru că din ele nu curge. Ok, au încăput 8 foi, nu trebuie să fie nici foarte compactate, dar nici foarte mult loc să fie între ele. Și untul rămas o să lung deasupra foilor și o să-l torn peste tot, atunci când bag la cuptor foile să se rumenească foarte fain. Punem foile la cuptor la 175 de grade fără ventilație, cam 25-30 de minute până sunt rumene destul de bine, deci un maroniu deschis așa. Foile de plăcintă sunt aproape gata, așa că am pregătit umplutura și pentru asta am pus într-o oală 360 de grame de lapte și 120 de grame de frișcă, 50 de grame de zahăr și puțină coajă de portocală și un pic de vanilie. Astea sunt opționale, dar evident adaugă o aromă foarte bună și le-am încălzit foarte tare, aproape până la punctul de fierbere. Și într-un bol, 5 ouă întregi și încă 50 de grame de zahăr, deci 150 de grame de zahăr avem în total. Și o să amestec aici ouăle cu zahărul. Și o să adaug ușor lichidul fierbinte ca să tempereze ouăle. Scoatem din cuptor foile. Și peste foile fierbinți o să torn umplutura. Încerc să o împrăști un pic, foile o să absorbă foarte rapid umplutura și o să încerc să împrăști să fie distribuită peste tot.
și băgăm înapoi la cuptor încă 20-25 de minute până toată umplutura se întărește foarte bine. Plăcinta este gata, la exterior este foarte crocantă și la interior umplutura este foarte cremoasă și dulce. Mai trebuie să răcească și după aceea se poate consuma și deasupra puteți pune zahăr pudră, de exemplu, sau puteți rade niște ciocolată, dacă preferați. Mie îmi place să pun niște fistic prăjit și mărunțit, pentru că toate lucrurile cu fistic sunt bune. Asta a fost rețeta pentru astăzi. Mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem data viitoare la următoarea rețetă. Pa, pa!